Eu vă propun să începem. Dăm apa roșie de eu. Dacă ați gata toate microfoanele, cele importante. Bună ziua tuturor! Dați-mi voie să salut prezența la Iași a primului ministru al României, domnul Victor Ponta, al președintelui Senatului, viitorul președinte al României, domnul Ion Antonescu, al ministrului Agriculturii, domnul Daniel Constantin, a domnului Liviu Dragnea, a domnului Stroie. Ați participat cu toții la întâlnirea pe care am avut-o puțin mai devreme, întâlnirea la care liderii USL-ului s-au întâlnit cu reprezentanții autorităților locale, cu candidații, cu staffurile de campanie, întâlnire la care, după cum ați văzut, am ridicat câteva dintre cele mai importante probleme pe care dorim noi să le rezolvăm la Iași. Nu vreau să mai repet aici, dar vreau să zic personal, am convingerea că implicarea viitorului guvern în realizarea, în rezolvarea acestor probleme va fi serioasă și va fi o prioritate, motiv pentru care le mulțumesc tuturor celor prezenți aici și sper din toată inima ca peste 4 ani, când vor veni, să putem să tăiem panglici adevărate, panglici care vor obiective importante realizate de acest guvern. Vă mulțumesc și vă rog. Am o rugăminte, la întrebări direct, că suntem într-o întârziere. Deci eu scuze că am întârziat. Ducem la întrebări, pentru că aceea trebuie să mergem la oncologie. Vă rog. Sunt la Iași, nu? Mă întrebați de Arpechim Pitești? După cum știți foarte bine, acolo eu nu am toate detaliile, dar înțeleg că s-a încheiat un contract dubios cu o firmă din Liechtenstein, nu? Și cred că domnul Roibu, fostul director general, trebuie să dea toate detaliile. Încă o dată nu pot decât să mă bucur că la Iași mă întrebați numai de Olchim și Arpechim. Da, categoric da. Olchimul poate să intre din nou în procedura de privatizare cu un partener capabil din punct de vedere financiar și economic să facă investițiile necesare și să asigure locurile de muncă și funcționarea. Acel partener, acea companie vine în România imediat după alegerile din 9 decembrie. Până atunci însă este obligația actualei conduceri speciale să curețe combinatul de aceste contracte căpușă de genul celei care, de genul celui care ne-a adus în situația de la Arpechim. Există vreun interes pentru Iași, vind la Iași? Da. Nu, răspund la, din toată țara, răspund și din Europa, dacă aveți întrebări. Vă rog. Bun. Acolo sunt niște probleme de proceduri, pentru că inclusiv o parte din banii afectați n-au putut fi cheltuiți în acest an, pentru că nu s-au realizat toate procedurile. Anul viitor punem în buget ceea ce se poate cheltui pentru Palatul Culturii. Ford a anunțat că va reduce la jumătate producția de la Caiova, o fine anunțat. Toma, nu știu, iertați-mă încă o dată. Da, sunt un pic într-o confuzie că mi s-a părut că am venit la Iași, mi-au dat colegii mei de aici o mulțime de teme și mă întrebați de Vâlcea și de Ford. O să mă ocup și de problema asta. Păi, habar nu am, dacă e corect ce mă întrebați dumneavoastră. N-am reușit să aflu, nefiind. Am înțeles, o să mă ocup și de această problemă. Totul mi se pare îngrijorător, dar după câte cred că știți și dumneavoastră, uzina Ford nu este proprietatea Guvernului României. Când mă întrebați ceva despre uzina Ford, trebuie să mă întrebați ceva ce ține de guvern. Bun, eu am fost acolo. Statul, guvernul a dat ajutor de stat. Avem probleme
de rezolvat cu infrastructura. Dacă mă întrebați de producție, nu lucrez la Ford. Eu am cartea de muncă la Guvernul României. Când mă angajez la Ford, vă spun cum e cu Ford-ul. Dacă mă întrebați ce face Guvernul României pentru proiectul de la Ford, v-am zis, pot să vă spun despre ajutorul de stat, pot să vă spun despre nodul rutier care e în sarcina CNADNR-ului. Dacă mă întrebați exact câte mașini se produc sau de unde se aduc portierele, nu știu să vă spun, că nu lucrez la Ford. Mă rog, eu renunț. V-am zis, o să mă angajez la Ford și o să stau la dispoziția dumneavoastră să vă dau detalii tehnice despre motoare, producție zilnică și tot. De ce sumă da. Este dispus guvernul să finanțeze aeroportul de Iași în 2030? Proiectul de aeroport, proiectul pentru modernizarea aeroportului este sarcina Consiliului Județean. Eu am spus un singur lucru, că trebuie transformat, mai ales ținând cont de modificările constituționale și privind administrația locală, trebuie transformat într-un centru regional, în așa fel încât atragerea resurselor, fie că e vorba de program operațional sectorial de transporturi, fie că este vorba despre fonduri de la bugetul de stat sau de fonduri care țin de întreaga regiune, nu doar de Consiliul Județean, să facă posibil această investiție cât mai repede. E o investiție mare, nu e o investiție mică, și orice sursă alta decât bugetul de stat este binevenită. Ați fost la Bruxelles? Am fost. Cu președintele, care sunt pașii următori și ce se întrevede din acest... Cu președintele Franței. Și cu președintele României am vorbit, e adevărat. Dar nu față în față, ci doar la telefon. Nu, după cum știți, negocierile se derulează în continuare. Este extrem de important ca pentru România, în primul rând, să se elimine acele condiții care vizau numai România și care au fost introduse în ultimul moment, nu existau înainte, și în al doilea rând să se obțină o alocare cât mai mare. Lucrurile sunt însă legate, pentru că degeaba ai o alocare mai mare dacă ai condiții suplimentare care practic fac imposibilă aplicarea. Haideți să vorbim de... Întotdeauna îmi place să fiu foarte aplicat. Dacă vorbim de proiectul pentru aeroport și aplicația pentru un program din postul de transport. E o mare diferență pentru Consiliul Județean dacă are cofinanțare 85% sau 75%. Pentru că dacă are 75%, restul de bani trebuie să-i dea din bugetul propriu. E o mare diferență dacă primește 2%, cum s-a propus de către domnul Van Rompuy, sau dacă primește 7% avansuri. Este o mare diferență dacă TVA-ul e eligibil sau nu. Deja înseamnă 24% din preț în plus. Deci condițiile, procedurile sunt chiar mai importante la un moment dat decât suma finală obținută de noi. Propunerea inițială a Comisiei Europene privea alocarea către România a 28 de miliarde, aproape 28 de miliarde fonduri de coeziune. Vedem, probabil că 28 nu mai este un obiectiv realizabil. Important e cât mai puțin din 28. Întrebare pentru domnul Antonescu, la începutul de două telecuri ministru, chiar dacă a fost ministru, apoi ați spus 100% telecuri ministru, Costanean 99. Care sunt portofoliile? La care vă gândiți? În primul rând, în România, iarăși cumva o asemănare cu Franța, există cultura de a te adresa, fie și neoficial, dar unor și oficial, cuiva care a deținut o funcție importantă și nu o mai deține, cu titulatura ca și cum ar fi activă. Cu alte cuvinte, nu spui domnule fost președinte sau domnule fost prim-ministru și așa mai departe. Și li se spune în continuare, domnul președinte Iliescu, domnul prim-ministru Tăriceanu, când te adresezi, da? Mă gândesc să facem și exercițiu invers, adică de anticipație. Și în sensul acesta, simbolic, m-am adresat domnului Fenechiu cu domnule ministru. Acum, eu am vorbit cât se poate de serios, dincolo de această prezentare așa, relaxată, și, sigur, cu precizarea că nu sunt singurul care decide în această chestiune, eu, ca președinte al Partidului Național Liberal, am determinarea de a propune în forurile partidului, partenerilor noștri, primului ministru, sigur, noi am construit
toate aceste lucruri împreună, dar socotesc că domnul Fenechiu și domnul Bogdanian pot fi doi miniștri foarte buni. Acum despre portofolii chiar nu o să discutăm, pentru că asta este chiar o construcție comună. Nu am să vorbesc eu înainte despre structura pe care o va avea viitorul guvern, nu am să vorbesc eu înaintea primului ministru, pentru că nu e normal. Discutăm, face și noastră un efort de imaginație să vă gândiți unde. Pentru că atât domnul Fenechiu, cât și domnul Vosganian pot fi titulari la mai multe ministere. Adică nu sunt oamenii depus într-un singur ministru. Da, te rog, remarci domnul Formar, reformulez. Vă rog. Continui cu întrebarea colegului. În fila de buget de anul viitor pentru aeroport, va fi prevăzut o sumă mai mare de 10 milioane de euro pentru aeroport? În mod sigur vreau să introducem în bugetul de anul viitor o parte din finanțarea pentru aeroport. Nu pot să vă dau nicio cifră în acest moment, pentru că vreau să văd un efort cât mai mare de a găsi și alte surse decât bugetul de stat. Și doi, vreau să fiu convins că proiectul este absolut necesar să fie la acea sumă. Eu pornesc de la premisa că toate proiectele de până acum de infrastructură din România puteau să se facă un pic mai ieftin. Și am multe dovezi în acest sens. Așa încât, împreună cu domnul președinte a domniței, o să punem fiecare euro și fiecare leu să-l calculăm cum trebuie. Dacă mă întrebați însă ca idee, da, proiectul de aeroport regional Iași este unul din proiectele mari importante pentru perioada 2012-2016. Vă rog. Eu n-am imaginația domnului Antonescu. Eu lucrez cu domnul Florin Georgescu, cu domnul Gherghina. Mi-a murit imaginația de atunci. Avantaje de partea dumneavoastră, pentru că banii sunt totuși în zona aia. Da. Vă rog. Dacă se poate regula de trei simple. În momentul în care i-a propus domnului Liviu Dragnea, Ministerul Administrației, ce îi propune domnului Gheorghe Nitina? Primăria un cifruiesc. Păi nu-i mai propun nimic, că și-a luat singur. A câștigat primăria. Ministerul Antechim a făcut în un cuvânt de 10 milioane de euro și a garantat cu utilaj în valoare de 42 de milioane de euro. Acum vreți că să fie adă utilajele pentru că nu au luat de rezultate în cuvânt. De ce credeți că au garantat o sumă atât de mare pentru un cuvânt de aproape 4 milioane? Doamnă, cred că trebuie să întrebați pe domnul Daniel Morar, care are plângeri făcute pentru toate actele întocmite de vechea conducere a Olchim, domnul Roibu, domnul Videanu, domnul Băureanu. Domnul Băureanu e prin campanie pe aici, prin Vaslui. Poate îl mergeți până la Vaslui să-l întrebați de ce a semnat domnul Roibu a garantat 10 milioane cu 40 de milioane. Nu cred că mă bănuiți de vreo relație de prietenie cu domnul Morar sau cu domnul Videanu. Așa încât, când domnul Morar termină cu mascarada de la CSM, în care el îi audiază pe cei care ar trebui să ia locul și spune că niciunul nu e așa bun ca el. Acum ar trebui să-i audiez și eu pe primii ministri de la RD și pe PDD să le explic ce fraier sunt și ce deștept sunt eu, cam la fel ar fi. Deci, întrebați-i pe domnul Morar, întrebați-i pe domnul Băureanu. Noi am făcut toate sesizările, toate plângerile. Mai departe, de ce a semnat domnul Roibu? Asta e treaba domnului Morar. Poate ne spune domnia sa. Și poate și tragem la răspundere penală pe cei care au devalizat Olchimul. Olchimul este devalizat de ani de zile. Nu este de o lună sau de trei. A ajuns în situația actuală și a fost spus de altfel de domnul fost prim-ministru Ungureanu în memorandumul cu FMI-ul la privatizare urgentă, tocmai din cauza jafului comis de Videanu, Băureanu, Roibu și toți ceilalți. Dacă mă întrebați pe mine de ce n-au fost sancționați până acum, păi a fost ocupat de neau. Cu domnul Dragnea, cu cei care au votat la referendum, cu cei care... de-aia n-au fost. Dar probabil că după 9 decembrie o să aibă timp și de cei care au devalizat Olchimul, și de cei care au devalizat Poșta Română, și de cei care au devalizat Hidroelectrica, și de cei care au folosit ANRMAP-ul pentru... și de cei care au furat fonduri europene. Poate se ocupă după ce termină cu audierile domnul Morar și de aceștia. Eu
cred că am văzut ultimele sondaje și ne-am prăbușit de la 57 la 62, ne-am prăbușit. Asta ca să știți că ne... Da. Nu știu, pe 9 decembrie aveți alegeri, domnul Fenechiu. Dați-mi voie să spun și eu un cuvânt către pedeliști, că ne-au lipsit. Adică ați văzut, am discutat toată întrunirea asta despre chiar ceea ce e de făcut. Domnilor pedeliști, domnul Fenechiu, ca și alți cetățeni, au niște cauze, da? Pe rol. Nimeni nu a blocat treaba justiției, nici a procuraturii, nici a instanțelor, e treaba lor. Când vorbim de marea corupție din această țară și de probleme foarte serioase, vorbim între altele sau în primul rând despre ceea ce pomenea premierul înainte. Toate acele lucruri în care DNA-ul n-a găsit timp să înceapă, să vadă despre ce e vorba, da? Poate oamenii ăia n-au furat nimic, poate au dus de acasă, poate au gestionat foarte corect, dar îți dau un răspuns. Alea sunt probleme de sute de milioane de euro, de miliarde de euro însumate în an de zile. Nu numai de către ei, dar cred că am discutat an de zile despre corupția regimului Năstase. Hai să mai discutăm și la București, și la Bruxelles, și în alte părți, despre corupția regimului Băsescu, despre uriașa evaziune fiscală pe care au făcut-o oamenii regimului Băsescu sub autoritățile regimului Băsescu. Că așa vorbim la nesfârșit de domnul Fenechiu. Domnul Fenechiu are o cauză care nu-l împiedică în niciun fel să desfășoare o activitate politică, se duce în fața alegătorilor, ia voturi, nu ia voturi, vine în Parlament, ia voturi, nu ia voturi. Justiția își spune cuvântul așa cum trebuie să se întâmple într-un stat de drept. Dar, da, probleme structurale sunt astea. Unde bugetul țării a fost pur și simplu jefuit. Eu trebuie să merg la Institutul Oncologic. Dacă aveți vreo întrebare despre Arpechim, despre uzinele din Sălaj, despre... Vă rog. Dar nu avem meeting-uri electorale, avem vizite. Eu am pe parte guvernamentală probleme de rezolvat și pe parte politică ne întâlnim cu candidații noștri. Dacă vă referiți la meeting-ul de la Roman, da, faimosul meeting de la Roman, vreau să fac două precizări. Una, că într-adevăr solicitarea să se blocheze drumul era o prostie și e foarte bine că nu s-a aprobat așa ceva, că doar era să blocăm drumul european pentru un meeting. Doi, că mergem, fără să blocăm niciun drum. Mergem să vedem și noi dacă toți locuitorii din Roma au acum Chanel, au Gucci, au Jimmy Choo. Nu o susținem pe Elena. și că din informațiile pe care le avem până în acest moment, doamna Udrea n-a trecut la USL. Deci va fi un meeting electoral. Scurt. Cu dosare. Cu dosare. Cât mai multe dosare.